Bună ziua! Eu mă numesc Pușcaș Veronica și sunt profesoară de limba și literatura română. Bine te-am regăsit la o nouă lecție! Privește imaginea și răspunde la întrebare. Ce este aceasta? Corect. Aceasta este o școală. Privește din nou imaginea și răspunde la întrebare. Ce este aceasta? Aceasta este o clasă. Astăzi vom învăța activitățile pe care le ai la școală. Așadar, subiectul lecției de astăzi este activități la școală. Astăzi la lecție vei numi obiectele care sunt în clasa ta. Vei numi activitățile tale la școală. Vei completa propoziții cu lexicul memorat. Vei alcătui propoziții cu lexicul memorat. Vei alcătui un dialog cu lexicul învățat și vei prezenta școala ta. În imagine avem o școală. Repetă după mine cum poate fi o școală. Continuăm propoziția. Școala este frumoasă, mare, dar școala poate fi și mică. Școala este luminoasă. Școala este spațioasă. Pentru a memora și mai bine aceste cuvinte, prezintă-te și spune cum este școala ta. Dar înainte, ascultă acest exemplu. Eu sunt Marcel, sunt elev. Școala mea este mică și frumoasă. Eu sunt Irina, eu sunt elevă. Școala mea este mare și luminoasă. Încearcă singur. După cum am spus, aceasta este o sală de clasă. Amintește-ți ce obiecte sunt într-o clasă. Ți-ai amintit? Minunat! Atunci, privește imaginile de pe ecran și bifează doar imaginile pe care le găsești într-o clasă. Verifică dacă ai bifat corect. Acum repetă după mine ca să-ți reamintești cum se numesc aceste obiecte. Rucsac, masă sau mai putem numi și bancă, dulap, tablă, cretă. Alcătuiește propoziții după model cu cuvintele pe care le-ai memorat. La cifra numărul 1, vei numi obiectele din clasă. La cifra numărul 2, vei alcătui o îmbinare de cuvinte cu acest obiect. Iar la cifra numărul 3, vei alcătui o propoziție cu îmbinare de cuvinte de la cifra numărul 2. Urmărește exemplul. Avem cuvântul rucsac. La cifra numărul 2 avem îmbinare de cuvinte rucsac roz. Iar la cifra numărul 3 avem propoziția. Eu am un rucsac roz. Exemplul numărul 2. La cifra numărul 1 avem cuvântul bancă. La cifra numărul 2 avem cuvântul bancă mare. Și la cifra numărul 3 avem cuvântul în clasă este o bancă mare. Încearcă singur să alcătuiești îmbinări de cuvinte și propoziții cu cuvântul tablă. Acum vom încerca să ne amintim împreună ce activități ai la școală. Repetă după mine. Eu la școală desenez. Eu la școală colorez. La școală ascult profesorul. La școală răspund la întrebările profesorului. La școală rezolv exerciții și item. La școală
Citesc și scriu. La școală fac gimnastică. La școală mănânc. Pentru a exersa și mai bine structurile învățate, vă propun să alcătuiți și să alcătuiți întrebări și să răspundeți la acestea. Mai întâi, ascultă modelul. Salut! Ce faci? Eu desenez. Tu ce faci? Eu colorez. El ce face? El scrie. Ea ce face? Ea colorează. Încearcă singur. Salut! Ce faci? Salut! Ne uităm la imagine. Se potrivește propoziția. Eu scriu. Tu ce faci? Ne uităm la imagine. Eu colorez. Voi ce faceți? Ne uităm la imagine. Noi citim. Voi ce faceți? Ne uităm iarăși la imagine. Noi facem gimnastică. Ei ce fac? Ei mănâncă. Bravo! Utilizează cuvintele și expresiile pe care le-am memorat la această lecție și completează propozițiile. Folosește cuvintele de la nota bene. Cuvintele de la nota bene sunt Chișinău, Elena, Mihailo Coțiubinski, clasa a doua A. Citim propozițiile și completăm. Mă numesc. Care din aceste cuvinte se potrivesc? Chișinău, Elena, Mihailo Coțiubinski, clasa a doua A. Mă numesc Elena. Sunt elevă în clasa a doua A. La liceul Mihailo Coțiubinski. Din orașul Chișinău. La școală ce fac? Ascult profesorul. La lecție scriu în caiet sau pe tablă și citesc din manual. La lecția de educație fizică fac sport, iar la pauză mănânc la cantina liceu. Bravo! Te-ai descurcat și cu acest item. Și iată că am ajuns la sfârșit de lecție. Mă bucur că am reușit să atingem toate obiectivele propuse. Astăzi, la lecție, am numit obiectele care sunt în clasa ta, am numit activitățile tale la școală, am completat propozițiile cu lexicul memorat, am alcătuit propoziții cu lexicul nou, am alcătuit un dialog iarăși cu lexicul nou și am prezentat școala. Cum te simți la sfârșit de lecție? Pentru a răspunde la această întrebare, îți propun să continui propoziția. La sfârșitul lecției de limba și literatura română, eu sunt. Și avem trei variante de răspuns. Fericit, mulțumit sau trist. Eu sper că la sfârșitul lecției de limba și literatura română ești fericit. Până data viitoare. La revedere!